Mai mult, unii medici au solicitat vacanță pe o perioadă de peste 30 de zile lucrătoare. Toată lumea dorește să plece în concediu, deși se știe că asigurarea continuității activității medicale este absolut obligatorie. Din acest motiv întâmpinăm dificultăți în a mulțumi salariații noștri și a asigura așa cum trebuie activitatea medicală. Deși cererile pentru concedii au fost depuse cu jumătate de an înainte, medicii și asistenții au cerut reprogramarea liberelor. Acum munca din spital nu poate fi acoperită în totalitate. Reprogramarea este permisă numai în cazul în care situația pe secție este rezolvată. Numărul personalului în cazul în care pleacă este redus și atunci activitatea pe secție sigur că nu s-ar putea desfășura în condiții normale. Sunt și colegi care au ținut morții să-și ia foarte multe zile. Așa, cum vedeți dumneavoastră? În decembrie anul trecut, nu știu cum s-a făcut și asta e ce să facem, ne sacrificăm ca să meargă bine ambulatoriu. Faceți cu greu foarte. Da. Foarte greu în contextul în care am foarte multe atribuții ca asistent coordonator. Cei mai afectați sunt pacienții internați în spital. Mai multă muncă pentru cele care au rămas? Sunt eu un pic mai multă muncă, da, și durează tratamentul mai mult puțin cu un sfert de oră, jumătate de oră, dar vin la timp și fac tratamentul, sigur că da, da. Directorul spitalului spune că a discutat cu angajații care și-au luat concediu în aceeași perioadă, însă nu a putut rezolva nimic.